Vreau să știți că astăzi a fost sfințirea a 11-a troiță, spre exemplu această troiță care am făcut-o astăzi, este contribuit pentru troița asta de Maghar Stepan și Mariana Stepan din Chișinău. Au fost foarte credincioși, îi iubesc, țin la ei foarte mult. Credința să nu fie schimbată și Dumnezeu să mă ajute ca să mor în credință și în curățenie sufletească. Cum se numește troița? Are un nume? Da, troița se numește Încărcării Divine. Trebuie să fac 17 troițe, bineînțeles, cu ajutorul celor credincioși și fiecare troiță are o denumire. Denumirea este dată de sus, de la Dumnezeu, prin Îngerul meu de lumină, credință și coroană. Le-am notat și fiecare troiță are o denumire. Unde luăm interviu acum? Este altarul Viitoarei Biserici? Aici va fi altarul pe care are 4 uși. Pe fiecare ușă se va schimba după 3 luni. Deci sunt 4 trimestre și în fiecare trimestru se va intra în altar pe o ușă. Și așa facem intrarea pentru un an de zile. Este ceva mai special decât celelalte. Adică așa a vrut divinitatea ca să se intre pe o ușă timp de aici în altar. Timp de 3 luni. Sunt 4 uși cu 3 luni. Este un an. Pe celelalte sunt 12 intrări. Adică pe fiecare intrare se intră o lună de zile. Adică după o lună de zile se mută intrarea pe următoarea ușă. Vreau să spuneți pentru ziua de astăzi un mesaj celor care ne privesc și ne ascultă. Le urez sănătate, doresc să fie aproape de noi, să fie aproape de mine când mai trăiesc și după moartea mea să ducă credința mai înainte. Să meargă în credința lui Dumnezeu și să știe că Dumnezeu îi protejează. Dacă i-a trimis pe pământ, i-a trimis cu un scop. Să caute scopul de la Dumnezeu și să ajute acel scop. În lumină, în credință, în dreptate. Și să nu facă lucruri rele, pentru că va fi plată și plată. Cum vedeți viitorul României? Nu frumos. Nu frumos, însă rog pe Dumnezeu să mai dea o îngăduire, să mai facă o trecere a oamenilor, să-i încerce, dar să-i întoarcă la credință, să-i întoarcă la dreptate și țara noastră să facă să fie în continuare, să rămână Dacia, fosta Dacie, să rămână corectă, să rămână în credința lui Dumnezeu și noi să putem să mergem mai departe. Referitor la troița de astăzi, cum să se roage omul când vine, cei care vizitează, care vor veni? Să se roage la Dumnezeu, să se roage la troiță, că ea a fost sfințită și să spunem, Dumnezeu meu mare și puternic, Sfinte Duh, parte din Dumnezeu și Înger al meu păzitor, te rog, ajută-mă să trec prin necazul care este în familia mea, în casa mea. Îndepărtează necazul. Dacă este un farmec făcut, că farmece sunt foarte multe, trimite-l înapoi de unde a venit. Că eu nu sunt vinovat. Atâta timp cât el nu e vinovat și a fost corect. Asta este bine, da. Oh,